Dragi prieteni, salut, bine ați venit. Astăzi, practic, îl trimitem pe lumea cealaltă, pe Neagu Giuvara, care reprezintă România, este însuși România, pentru că s-a născut în 1916, când această țărișoară încă nici nu prinsese chiar, nu prinsese contur, practic. E bine, un om care pleacă dintre noi cu datoria împlinită, cu simțul acestei datorii, la 101 ani. Un om care a văzut, practic, iată, un secol și un pic, niște firmituri din celălalt, și care se desparte de această lume, probabil, cu toată lehamitea care era necesară. Esențialul a ceea ce s-a întâmplat pe această planetă, în această istorie, îmi vine să spun, practic, au fost reținute în istoria vieții lui Neagu Giuvara, pentru că nu cred că mai e ceva foarte interesant de trăit de aici înainte. Așa, să te naști în 1916, adică în plin prim război mondial, și după aia să ai de-a face cu tot ce a urmat în istoria României, este o halcă extrem de importantă, care practic le cuprinde pe toate, așa, o mostră din toată istoria acestui popor. Născut așadar în capitală pe 18 august 1916, o dată care va trebui să recunoaștem nu spune absolut nimic la vremea respectivă, extrem de obișnuită, de banală. Avea originea române din partea tatălui, dar mai ales origini aristocrate din partea mamei, pentru că s-a tras pe această filieră din boieri vechi și foarte vechi, Neagu Giuvara, din Grădișteni, din Basarabi, din Mușatini, Brâncoveni, Cantacuzini, Ghiculești și așa mai departe. În fine, odată pus pe șine, pe roate, chiar dacă epoca era extrem de tulbure, Neagu Giuvara a participat la campania din Basarabia și Transnistria în vara și toamna anului 1941. A fost rănit atunci pe front și a avut noroc, noroc cu carul, pentru că foarte mulți soldați din armata română au pierit în vremea respectivă. În 1943 a intrat în diplomație și a fost cel care în dimineața zilei de 23 august 44, când deja era suficient de voinic, a fost trimis curier diplomatic la Stockholm în legătură cu negocierile de pace cu Uniunea Sovietică. La Stockholm a lucrat ca secretar delegație până în septembrie 47, deci undeva mai bine de 3 ani. În timpul regimului comunist a trăit în exil, nu era de nivelul nostru și nu-l meritam noi pe Neagu Giuvara la vremea respectivă, dar a militat până în 1961 în diverse organizații ale diasporei, fără ca noi să știm despre el prea mult. În 1961, atenție, a plecat în Republica Niger, stat din Sahelul African, care devenise independent în 1960. Deci, în zorii independenței Republicii Niger, s-a înfățișat Neagu Giuvara acolo, în calitate de diplomat, pentru că vorbea limba franceză, făcuse studii la Paris. E bine, a petrecut în Republica Niger 23 de ani. Calitate de consilier diplomatic și juridic al Ministerului Nigerian al Afacerilor Străine și concomitent era profesor de drept internațional și de istorie economică la Universitatea din Niamey, capitala statului Niger. Statul unde, sigur, se vorbește o limbă berberă, asta este practic limba oficială a statului Niger, o arabă de asta corcită, adică o arabă greu de digerat, greu de înțeles. Franceza este o limbă uzuală, vorbită de populația de la un nivel în sus, de măcar de nivel mediu, rest talpa țării, cei care trăiesc cu picioarele în deșert, nu cunosc limba franceză în Republica Niger, dar este limba de circulație la piață, în mijloacele de transport în comun, atâtea câte sunt, o țară aproape necunoscută la nivel mondial. Dacă îmi spuneți mie de vreun politician român care a auzit vreodată de Republica Niger, îl mănânc. În afară de faptul că s-or fi dus pe acolo ca să cheltuie niște bani, dar asta nu înseamnă că au înțeles ceva. Mai am și eu cunoscuți de ăștia care
au hălăduit prin lume și chiar când s-au întors nu mai știau exact unde au fost. Deci așa da, dar în rest să aibă cunoștințe despre asta, nu? O țară totuși de peste 1 milion de kilometri pătrați, tăiată în deșert, da? Undeva spuneam la sud de Sahara propriu-zisă, dar la nord de Africa Neagră. O țară, practic, de nedescifrat, cu un trecut foarte interesant, mai ales în perioadele secolelor 17-19. Pe acolo s-au perindat colonialiști cam de toate culorile. Erau multe de făcut, să știți, în Republica Niger. Sunt tot felul de vestigii dintre astea, care există de altfel și în Mali sau Ciad. Adevărate minuni ale lumii, capodopere universale, une dintre ele trecute în patrimoniul mondial, patrimoniul UNESCO, dar greu de străbătut, pentru că dacă vă uitați pe hartă, la un moment dat capitala acestui stat, Niamey, n-are nicio legătură cu Nigerul adevărat, adică este într-o extremitate a țării, iar ca să ajungi în zonele cu adevărat extraordinare, acolo unde dunele alea din deșert și relieful, până la urmă, pe care l-a aranjat natura, n-ai cu ce să te deplasezi. Deci sunt zone pe care aproape că nu le pot călca decât beduinii, respectiv cu cămilele lor. Dar, în fine, deci, Neagul Giuvara, ca să trecem peste acest capitol, că trebuia să-i dedicăm totuși o bucată, pentru că l-a adăpostit timp de 23 de ani, în calitate de consilier diplomatic și juridic, a terminat doctoratul la Sorbona în 1972 cu o teză de filozofie a istoriei sub îndrumarea lui Raymond Aron. Din 1984 și până în 90 a fost secretar general al Casei Românești de la Paris. Un pic diferit față de mortul zilei de ieri, Vereș Toiotila, pe care l-a prins Revoluția ca cercetător șef în București. E bine, Neagu Giuvara era secretarul general al Casei Românești de la Paris. Se spune un fel de centru cultural așa românesc în capitala Franței. Imediat după căderea comunismului, Giuvara s-a întors în țară, constatând imediat, cam cum făcea și Jean d'Ormesson, pentru că dacă ne permiteți această paranteză, Neagu Giuvara a fost un d'Ormesson al românilor. Adică un om care le-a cunoscut pe toate, le-a tranșat pe toate, a avut o părere despre toate, a gustat din toate și până la urmă n-a plecat de pe această lume cu o părere dintre cele mai bune. A fost un om extrem de realist și care și-a dat seama că România este literalmente pierdută, așa cum au înțeles și alții înaintea lui, mari spirite românești, atât în literatură cât și în alte domenii și pe care le-am mai tot pomenit noi în această emisiune, începând sigur cu Ionescu și cu Cioran în literatură. E bine, cam așa vedea și Neagu Giuvara societatea românească. Dacă străzile erau aceleași, spune el atunci când a revenit în 90, dacă multe dintre clădiri încă rezistaseră comunismului, societatea a fost cel mai greu de refăcut. A se înțelege, practic, nu s-a mai refăcut niciodată. Aproape în fiecare interviu pe care l-a acordat în ultimele două decenii, istoricul a vorbit despre degradarea societății românești. Una a devenit absolut lamentabilă și astăzi chiar la cheremul tuturor valurilor, vânturilor și scuipaturilor timpului său. Pentru că până la urmă, mai rău decât atât, nu putea să arate România niciodată. Și nici nu cred că a arătat vreodată la ce performanțe se pot obține astăzi, la ce, cum să le spun, pretenții ar putea să aibă cineva față de o țară în secolul 21. Deci să te desparți la 101 ani într-o clinică privată din București, după o pneumonie, de o țară care arată așa, nu este nici cel mai mic regret. Mai ales că nu există nicio posibilitate în viitor, măcar în următoarea 100 de ani, cât ar mai fi putut, iată, teoretic, să o ducă Neagu Giuvara, următorii 101 ani, să o spunem așa, nu se întrevede absolut nimic. Deci vor fi niște ani care vor semăna cu anii 90. Noi suntem de la anii 90 încoace, parașutați, prăbușiți într-un secol căruia nu-i găsim până la urmă întrebuințarea.
Neagu Giuvara, autor a 20 de volume de specialitate și de memorii, printre care Amintim civilizații și tipare istorice, un studiu comparat al civilizațiilor, apărut la Paris în 1975, premiată de Academia franceză un an mai târziu, între Orient și Occident, țările române la începutul epocii moderne, 1995, o scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, seria Istorie 99, sau Amintiri din Pribegie 2005. Numele său a apărut pe mai multe volume colective, precum A Românii, Istorie, Limbă, Destin, publicat în 96 și apoi în 2012, sau Cărțile care ne-au făcut oameni în 2010. Evident, a primit tot felul de distincții și de decorații, mai ales în ultima parte a vieții. În 2006, de exemplu, decorat cu Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de Mare Cruce. În 2010, ambasadorul Franței la București, la acea vreme Henri Paul, l-a decorat cu Ordinul Artelor și Literelor în grad de ofițer. Pe 9 august 2016 i-a fost conferit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. Iar la finalul lunii martie 2016 a primit premiul de excelență la cea de-a 16-a ediție a Galei Premiilor Radio România Cultural. Bun, au mai fost și altele, sigur, a mai fi putut să primească și altele. Ideea este că omul ăsta ne-a traversat istoria și practic s-a identificat cu ea, pierind chiar în anul centenarului, într-adevăr, un simbol extraordinar. După 101 ani, care ar putea să fie 1001, dacă am fi un pic mai poetici așa, până la urmă România a fost toată trecută prin ochii și prin filtrul lui Neagu Giuvara în ultimul său secol de existență. Mă întreb și dumneata care e secretul longevității? Spunea Neagu Giuvara la un moment dat într-un interviu, dând un răspuns autentic, cum de putea să trăiască atât de mult. Iată, l-a depășit chiar și pe Ionescu Quintus, care a decedat la vârsta de 100 de ani fix. De la 17 ani, explica Neagu Giuvara, când am ieșit de la internat și până acum când am 100 de ani, în fiecare zi, dimineața și seara, mă fricționez avec le gant du crin, în franceză, în original, adică cu o mănușă din păr de cal. Gabriel Liceanu, care evident își dorește și el să trăiască măcar 100 de ani, a încercat să facă pe Neagu Giuvara, dar nu i-a reușit, însângerându-și spinarea rău de tot și a renunțat. E făcută din păr de cal, l-avertiza Giuvara, din coamă și din coadă de cal. Ai grijă că ustură teribil. A renunțat la timp, totuși, Gabriel Liceanu, că altfel n-ar mai fi dus-o mult. Poate așa, cine știe, să găsească niște alifii, vreun unguent care să-i permită să se apropie și el măcar de vârsta această venerabilă, mai mult decât centenara lui Neagu Giuvara. Unii îmbătrânim de tineri, spunea el, alții rămânem copilăroși. Am văzut oameni tineri care atunci când nu mai aveau scopuri, au îmbătrânit brusc. E adevărat, asta ține de gene, dar ține până la urmă și de conjunctură, ține de timpul, de ceasul intern al fiecăruia. Este o frază foarte adevărată, pentru că nu este așa cum toate clișeele vor să o arate, tinerețea asta fără bătrânețe sau tinerii de vârsta a doua și a treia. Tinerețea se cam încheie dincolo de 17 ani și în cele mai multe cazuri nu mai apare niciodată. Ea este ca o floare rară, așa. În cazul unora, într-adevăr, are cauze naturale și se stinge precum un semafor în intersecție atunci când plouă prea tare, de exemplu. Dar e bine de reținut acest lucru. Am văzut oameni tineri care atunci când nu mai aveau scopuri, au îmbătrânit brusc. Ca să nu ne facem iluzia asta că nu ne duce nicăieri până la urmă, crede că suntem veșnic tineri. Da, când vii și îi spui unuia, bă, am 48 de ani, peste două luni, mă simt bătrân. Ăla vine, vai de mine, dar ești tânăr. Evident că este o prostie din partea unuia care nici nu te cunoaște suficient să vină să spună o asemenea platitudine. Nu, poți să te simți bătrân de la 17 ani. Și în cazul nostru, care suntem jurnaliști bătrâni, de 20 de ani și ceva, din punct de vedere profesional, eu spun că am câștigat bătăliile în meseria asta și nu văd dacă aș mai rămâne 20 de ani, să zicem, cam ce aș putea să fac în plus. Deci nu mă simt foarte tânăr. Da?
chiar dacă până la 101 ani, teoretic, ar mai fi loc. Dar consider totuși că sunt mai aproape de sfârșit decât de început și n-are sens să ne gargarizăm cu lucruri de felul ăsta. Sigur că dacă ar fi niște femei de față, poate că am încercat să o îndulcim, nu noi. Al de Silviu Mănăstire, de exemplu, ca să pară mai culant așa. Nu, noi le-am spune pășleau, cum i-am spus de altfel și Alinei Bădic și se pare că de atunci nici nu ne mai vorbește. Giuvar a relatat și despre ce a găsit la întoarcerea în țară, infernul românesc. Când am sosit în România și am auzit cum se vorbește în Parlament, pe stradă, auleu, mi-am zis, s-a schimbat nația. Și într-adevăr s-a schimbat nu numai la limbă, s-a schimbat și la comportament. Am părăsit un țăran slăbuț, dar îmbrăcat în general în straie românești, ca săptămâna, duminica sunt albe, călcate proaspăt, dar aceeași cămașă o va purta toată săptămâna. O cămașă albă cu broderie, nu știu ce, încerca el să explice. Mă întorc după 40